Vă salut și bine v-am regăsit, dragii mei! O să fie unul dintre cele mai interesante vloguri, unul dintre cele mai dorite și cele mai cerute. Și anume, despre munca în Anglia. Ca să evit comentarii idiote și de la haters și așa mai departe, am să vă spun experiența mea. Ce am făcut eu în Anglia, pe unde am muncit, doar că nu o să vă spun locul de muncă în care lucrez acum. O să vă spun celelalte, restul, de la prima zi de când am venit în Anglia și până anul trecut, nu? Anul ăsta, până anul ăsta. Toate locurile de muncă, nu o să le spun în ordine pentru că sunt foarte multe și nu mai mi-aduc aminte, dar o să vi le enumăr. Sunt, cred că, vreo 12-13 locuri de muncă unde am lucrat, câți bani am făcut, cum a fost și ce experiență am avut eu acolo. Pentru că, în mare parte, sau cel puțin jumătate dintre ele a fost și Vasile, dacă îl mai țineți minte din vlogurile anterioare. Dacă nu, îl vedeți în vlogul cu ruleta rusească. Așa. Și o să comenteze și el, nu o să apară în imagine, dar o să comenteze și el la acest vlog, în care o să ne expunem experiența, deci cam cum se întâmplă, cum e în fabrică, cum e pe câmp, cum e la spălătorie. Nu mai promit că o să fie scurt, pentru că n-am reușit să mă țin de cuvânt niciodată. O să încep cu primul loc de muncă, pentru că primul mi-l aduc aminte. La spălătorie, am ajuns prima dată când am ajuns în Anglia, am ajuns seara și chiar a doua zi am început munca. Era atunci, pe vremea aia, erau numai români la spălătorie. Eram vreo 7-8 chiar. Mergea foarte bine spălătoria atunci. Managerul era român și a fost frumos. Deci vreau să spun că prima impresie mi-a plăcut. A fost munca la spălătorie, mai ales vara, este chiar marfă. Pentru că trebuie să înțelegeți un lucru, că în Anglia ești plătit la oră. Și sunt foarte puține locuri în care se mai plătește la negru și sub minimul pe economie. Așa că poți să lucrezi în fabrică, să iei minimul pe economie, poți să ai contract cu o firmă și să-ți ia taxe și tu să iei mai puțin bani decât ia unul în spălătorie. Pentru că vreau să spun că munca la spălătorie n-a fost cea mai prost plătită din câte am avut eu. La început, da, pentru că la început n-aveam experiență și mă plătea cu vreo, cât era, 40 sau 35. 35 mi-a vreo 35, două săptămâni sau 3 săptămâni mi-a plătit cu 35, apoi am făcut 40 și apoi am plecat. Deci ca experiență a fost ok. Munca la spălătorie este chiar ok în Anglia să începi. Pentru că în Anglia merg spălătorile. Deci în Anglia merg spălătorile pentru că plouă foarte mult, se murdăresc repede mașinile și lumea chiar spală mașina des aici. Plus că este ieftin, 5 lire, nu 5 lire, 6, cât mă mai fie acum? Era 5 lire, acum e 7. 6-7 lire, depinde, sunt zone, cred că te duci și în alte zone, încă mai o fi 5 lire. Și nu e ca România să vii, să lași mașina și să ai mari pretenții. În Anglia intră mașina, chiar se face coadă de mașini, intră pe o parte, iese pe altă parte. Intră unul, dă cu soluție, la început asta faci, că nu știi să speli. Dai cu o soluție pe mașină, următorul spală cu furtunul acela cu presiune, după care se dă cu o spumă, cu un șampon, se spală la burete, unii refuză la burete și dubele se spală cu perie, nu? Da. Așa, după aia dai cu apă cu ceară, deci are ceară deja în apa în ea, se clătește, se șterge mașina de apă, se dă bani și omul nu se dă jos din mașină de multe ori. Doar când vrea interior, dar în Anglia nu prea se fac așa multe interioare, cred că 10-15 pe zi maxim, nu? Sau și mai puține. Depinde de zonă, da. Dar așa ca idee, dacă veniți în Anglia și primul loc de muncă va fi la spălătorie, părțile bune și părțile proaste ar fi că s-ar putea să plouă mult în perioada aia și atunci când plouă te trimite acasă mai devreme. Deci o să fii plătit cât lucrezi. Să poate să primești 200 de lire în săptămâna aia sau mai puțin. Sau poți să primești, să zicem că prin și sâmbătă și duminică, poți să primești cât? 400 chiar, nu? Da, de lire într-o săptămână. Și altă chestie nasoală e că de asta am și fugit, este foarte grea munca. Dacă era, să zic, să spelai o mașină 2, 3, 4 pe zi și făceai interior-exterior, luai 20 de lire pe o mașină, făceai, nu știu, de 10 mașini, făceai aceiași bani. Dar dacă speli numai cu 5 lire, îți dai seama, la 6-7 persoane, să faci un calcul, trebuie să speli 80 de mașini, 100 chiar, ca să poți să ții atâția oameni la muncă.
Pentru că eu am fost, anul trecut am fost manager la spălătorie și cea mai mare problema mea era că trebuia să trimit oameni acasă. Adică trebuia să calculez. Dacă spălai un anumit număr de mașini, calculai câți oameni sunt la muncă, 4-5 oameni. Și trebuia să-ți dai seama că din banii ăia, fiindcă am lucrat cu acte, adică nu la negru și cu ce ne mai plătea și taxele, deja era prea mult, nu? Ca să poți să ții atâția oameni. Și dacă era foarte busy și, să zicem, făceai 80-100 de mașini, puteai să ții pe toți 4-5 la muncă. Dacă nu, trebuia să trimiți oameni. Și dacă nu trimiteai oameni, te certai cu șeful. Pentru că te întreba, păi, dacă tu mi-ai produs mie, să zicem, 600 de lire și pe mine oamenii mă costă 700, eu am ieșit în pierdere 100 de lire, știi? Asta era problema. Plus că sunt alte spălătorii, unele spălătorii în care se mai ia și bacșiși. Uneori se împarte, uneori managerii își bagă bani în buzunar. Acum știți cum sunt românii, știți cum e treaba. Dar mai scoteam la început, când am venit în Anglia, atunci încă am prins eu tipsul, așa îi spune la bacșiș. Și depinde cât era la muncă și cât se făcea. Se făcea între 5 și cel mai mult, mi se pare că am luat vreo 15 lire. Ceea ce conta să iei, când luam eu atunci, acum 3 ani, 40 de lire și mai luam încă 15, într-o zi bună, ajungeam la 65. Și lucram, dacă prindeam 4-5 zile, era ok. Dar eu am fugit pentru că se stricase atmosfera, adică eu nu înțelegeam pe vremea aia, că nu eram, n-am fost manager, am fost angajat și nu înțelegeam de ce trebuie să trimită managerul acasă, pe cine trebuie să trimită și când tu îți făceai calculul la bani și lucrai decât 3 zile, nu ți ieșeau banii, nu mai aveai ce să pui deoparte. Și atunci m-am gândit, zic, trebuie neapărat să găsesc un loc de muncă în care să lucrez cu acte, pentru că atunci am lucrat la negru la început și a trebuit să fac în așa fel încât să găsesc foarte repede, nu mai știu cât am lucrat eu până să vii tu acolo. Nu, prima dată am lucrat puțin. Două luni sau trebuia să vină și soția să îi găsești și ei ceva, trebuia să îmi găsești eu ceva stabil de muncă. Stăteam cu chirie într-un share house. Era nasol, adică așteptam să vină soția, n-aveam siguranța asta că îi găsesc de muncă. La spălătorie, când începeau ploile, indiferent cât de bine spălai tu mașini și ce făceai, trebuia să te trimit acasă. Și n-aveai cum să-ți convină, decât dacă ești manager, îți convine la spălătorie sau e o spălătorie care merge tot timpul, știi? Sunt spălătorii, am mai vorbit cu prieteni și sunt spălătorii care merg bine oricând. Și după spălătorie, mi-aduc aminte că atunci când aveam liber, mă enervam așa de mult că aveam liber încât luam tot orașul pe jos, n-aveam mașină, luam orașul la picior și căutam, băteam la toate agențiile la ușă să caut de muncă. Asta pentru că eram pe picioarele mele. Asta trebuie să înțelegeți și voi, poate, din acest vlog, că dacă nu știi engleză, o să stai la spălătoria aia, că îți convine, că nu îți convine mult timp. Și tot întrebam, s-a întâmplat că atunci, nu mai știu, am venit iarna, mare parte dintre agenții erau la fabrici sau pe câmp, dar nu era sezon ca să te duci la câmp să zici că să faci bani. Eu auzisem de la alții că se câștigau 100-150 pe zi la câmp, zic, mamă, mă duc la câmp, ce să mai... Nu știu cum e, cum o fi, lasă că mă descurc, eu învăț. Mare greșeală. Prima dată nu am fost la praz. Nu am fost la praz prima oară, la praz m-a rupt. Paranger. Nu, prima dată am fost la găini. Ce făceam la găini? Erau niște căsuțe de-astea mari din lemn, care erau puse pe, imaginați-vă așa, un gazon mare de iarbă, exact ca la stadion, exact așa arăta gazonul ăla, foarte verde, foarte frumos. Și erau acele căsuțe, poate găsiți poze să le atașez aici, și erau acele căsuțe amplasate așa pe câmp, 20-30, dar mari. Și înăuntru erau câte vreo 100-150 de găini, ceva de genul ăsta, și afară aveai baloți de aia mari de fân. Veneau tractoarele, aduceau baloții și... Ce trebuia să fac eu? Lucram eu cu un portughez, da, decât eu și cu un portughez. Trebuia să-l și plătesc atunci, când aveam mașină, îmi lua 5 lire pe zi. Și mă trezeam dimineața, mergeam puțin pe jos, că nu era departe de la mine până la agenție. Mă lua portughezul ăsta cu mașina, mergeam la muncă, își făcea omul țigarea și trebuia să desfacem baloția și băgam câte 3 baloți în cotețul ăla de găini, deschideai ușa, băgai balotul și trebuia să împrăștii fânul ăla sau cum ce naibii ăla. Să-l împrăști, pentru că cum lucrează? Atunci când se uda, pentru că își făceau găinile nevoile și ele, se udau.
se începea să miroasă urât. Și atunci veneau cu tractoarele și trăgeau asta cu totul, căsuța aia, cotețul ăla de găini, îl trăgeau un pic mai în față pe spațiu verde. Și rămânea toată aia afară, o luau ei după aia mizeria. Și asta făceau, asta făceam noi. Deci găseam acele cotețe goale, nu erau găini în ele, pentru că le mutau, le puneau pe spațiu verde și noi trebuia să luăm baloți și să împrăștiem înăuntru acolo. Și asta era, tot la oră eram plătiți, cât să mutai alea la o perioadă, trebuia să muți, să mute acele cotețe, să pui fânul ăla și după aia nu mai aveai ce să faci. Și îți dădea liber. Și nu-mi convenea să lucrez decât 2-3 zile pe săptămână, că era mai rău ca la spălător, decât la spălătorie. Și atunci, asta a fost și cam cea mai proastă perioada mea în Anglia la primul an, pentru că am tot schimbat munca. Venise primăvara, venea primăvara și începeau locurile de muncă. Deci după găini am fost la gazon și la sparanghel. Nu, la sparanghel ai fost la și tu cu mine. Da. Că știu că Vasile a venit după mine la spălătorie și după ce s-a terminat cu găinile, că le-am zis că nu vreau să mai merg acolo, vreau undeva să am continuitate, mă mai trimiteau, repet dacă nu am spus, că lucram prin agenție și atunci mă trimitea la gazon sau la sparanghel și atunci l-am adus și pe Vasile la sparanghel. La sparanghel și mai ușoară munca. Pur și simplu trebuia să mergi pe acele rânduri, erau rânduri la jumătate de metru de sparanghel și era crescut cam așa. Ce era mai mic trebuia să-l lași, ce era mai mare îl tăiai și îl puneai în niște lădițe și lădițele alea le duceai la capăt. La capăt. Se făceau niște paleți și tu trebuia să faci munca aia într-un anumit timp și cât era crescut. Că după aia te mutai pe altă parcelă și tăiai pe ăla care era mai mare și tot așa. Și după aia până ajungeai la capăt, până tăneai toate câmpurile alea, deja asta creștea din nou. Deci că aveai de muncă o perioadă destul de lungă. Dar cum suntem noi românii proști și muncim repede și băgăm forță, nu ne calculăm în așa fel încât să avem de muncă tot timpul, terminam munca prea repede. Și tot așa, aceeași chestie a fost, nu era de muncă non-stop, nu găseai mereu de muncă. Plus că te durea spatele, că stăteai, a plecat tot timpul. Trebuia să te apleci când tăiai ăla, sparanghelul ăla. Și tot așa, când ploua nu puteai să mergi. Și atunci m-am hotărât, zic gata, nu mai să termină cu munca la câmp. La gazon era tot așa, când aveai de muncă. Și mi-am dat seama, m-am prins, băi, munca la câmp e cu duș întors, când plouă sau când nu e de muncă sau când e sezon, atunci. Și am zis, băi, hai să mă duc într-o fabrică ca să fiu sigur că o să am de muncă permanență. A, deci aici am fost la varză, la câmp, că aveau și o mică fabricuță unde strângeau varza și când vindeau varza trebuia să o... Stăteam la o linie și venea varza pe linie și trebuia să să facem un rând sau două de foi, ceva de genul ăsta. De la depresiune, nu? Nu, cu cuțitul, da. După care am mers la următoarea agenție, care era pe acel bulevard. Deci aia a fost prima oară, prima agenție a fost la LRS, nu? Da. După aia am fost la Staffline și apoi la Red Rock și la Ambition. La Staffline, la Staffline a fost la Flori, primul loc de muncă. Am avut noroc când luasem mașină atunci, nu? N-avei dubă. Păi nu, la LRS am avut dubă, mă. După aia a început sezonul de flori. La flori este frumos, dar nu prea. Adică lucrau și femei și bărbați, acolo lucra și soția mea. Trebuia să stai tot așa la o linie, mergea o linie, unul punea pământ, unul punea apă, unul punea floare, unul... Mai mult mă retrăgeam către paleți, că acolo avea multă activitate. Deci eu n-am suportat niciodată să stau într-o fabrică și să stau într-un loc unde mă plictisesc. Și acolo știu că băgam 12 ore pe zi, că am strâns ceva bani în perioada aia. Știu că a fost ceva bani și norocul meu a fost că mi-au luat mașina. Că era... Asta era problema cu fabricile, că fabricile stă în afara orașului. Și dacă nu ai mașină, trebuie să plătești 5-6 lire cât să plătește pe zi la transport. Așa aveam eu oameni pe care îi duceam la muncă. Și aici știu că mi-a dat și lista cu oameni, deci mă făcuseră supervisor, nu mai știu cât, îmi dădea parcă o liră sau două în plus, numai că trebuia să am grijă de oameni, să număr, să... Dar fiind supervisor aveai de muncă tot timpul, tu erai clar primul care te duceai la muncă, că era de muncă, că nu era, tu oricum te duceai. Mai luai 1, 2, 3 sau erau zile în care luam 3-4 mașini.
Dar asta cu florile era de sezon. Știam că se va termina, s-a terminat cu florile. I-am întrebat atunci unde aș putea să am un loc de muncă, tot așa într-o fabrică, ca să am în permanență, dar să nu fie de sezon. Adică ăia de la flori aveau tot timpul de muncă, dar numai cine avea contract. Agențiile aveau de muncă doar când era sezon. Și era bine că venea o perioadă în care băgai 12 ore pe zi și prindeai 4-5 zile pe săptămână, deci puteai să faci într-o săptămână cât ai fi făcut normal în două. Dar n-a fost decât două săptămâni sau trei, nu mai știu cât a durat. Și m-am mutat la cartofi, la fabrica de cartofi. Am stat cel mai mult acolo, cred că 8 luni stat la cartofi, l-am luat și pe Vasile cu mine și acolo am prins și contract. După primele 3 luni am prins contract. În astea 3 luni, că cam asta e regula cu agenția, te intri prin agenție și fabrica selectează după 3 luni de zile care le-a plăcut, de care le-a plăcut mai mult, dai un examen și intri cu fabrica cu contract. Dar în astea 3 luni știu că mergeam la muncă în două locuri, și la cartofi și la flori, tot cu staff line. Ceea ce a fost ok, ce să spun, am avut de muncă. Atul meu a fost că am avut mașină. Mi-aduc aminte de o fază tare că la un moment dat nu mai vrea să-l ia pe Vasile, că nu mai era nevoie, nu știu, pe care era, a fost o vrăjeală, trebuia să ia pe altul. Și zic, bine, atunci îmi pare, nu mai merg nici eu azi la muncă. Și m-a întrebat de ce. Păi, chestia e că e mașina lui, dar eu sunt șoferul. Da. Cum adică, domne? Nu e mașina pe numele tău? Zic, ba da, dar mi-a cumpărat-o el. Noi suntem frați, stăm în aceeași casă, stăteam în share house. Bine, domne, gata, dacă nu se poate, mergeți amândoi. Da, da, da. Și așa am avut de muncă amândoi în permanență. Și ca să vă spun așa ce s-a întâmplat la cartofi cât de puțin, aceeași chestie, plictiseala, intervine o plictiseală formidabilă, e ceva de nedescris. Să stai, pare simplu, știi, să stai într-un loc și să-ți vină pungile alea pe linie cu niște cartofi și stai să pui în ladă și să stai și să numeri. Deci te ia capul, te nu știu, câteva luni merge. Hai să zicem chiar și un an poți să reziști. Și noi tot ne mutam de la un departament la altul, de la o linie la alta, ca să facem cumva să nu ne plictisim. Și când ne-a trimis, ne-a băgat la cele mai greu, la cele mai grele linii unde se făceau paleți. Și nu mai luai tu punga să pui în ladă, luai lada și o puneai pe paletă. Și făceam paleți mari și după aia am lucrat pe, cum spune, liză de aia electrică. Și acolo mi-a rupt picioarele în două, că lucram pe toate liniile, în loc să fim 2-3, eram decât unul singur și lucram, trebuia să duc toți paleții la toate liniile și să iau și pe aia gui, deci mergeam mai mult decât, mi-am adus aminte de încă un loc unde am mai lucrat, la gunoi, gunoier, stai să punem aici, gunoier, bun, după ce m-am plictisit eu de cartofi, știu că atunci am plecat în România și am stat cât asta, o lună jumate, cred că, sau o lună jumate. Și normal că am pierdut contractul, ne-am întors în Lincoln, am întrebat, am fost din nou la agențiile la care lucrasem eu, la Staffline și la Red Rock, și am întrebat ce e de muncă. Atunci nu era încă, nu mai vrea să mă întorc la cartofi și nu mai mă întorc niciodată. Am prins la Red Rock la pește. La pește era un pic mai bine și să nu vă imaginați că mirosea pește, pentru că era o fabrică cu pește congelat. Adică venea peștele congelat. Exact ca la cartofi, doar că nu era atât de greu. Mergeau liniile mai încet, luai peștera la gramaj, îl puneai în casoletă, casoleta aia... Aveai cantina aproape, asta îmi plăcea, că era cantina aproape, doar că spre deosebire de cartofi, era la o oră distanță, ca și la flori. Deci cea mai aproape fabrica a fost la cartofi. Asta era bine, că era aproape, făceai 10-15 minute cu mașina, acum la pește aici, o oră și... Și... De la, tot așa, de la Red Rock, unde am mai lucrat, la pește, m-a trimis o dată la lemne. Mi-a povestit un băiețaș român, frate, dacă te duci acolo e greu. Și eu, nu, eu, cu mușchii mei, să nu mă duc eu acolo, să nu fac eu față. Și am cerut la lemne. De ce? Pentru că acolo era, minim pe economie, era 7,83 și ei plăteau 8,30, parcă ceva de genul ăsta. Și eram doar 3 inși și eram... tot timpul aceleași persoane și mi se pare că tot așa, o jumătate de oră, 40 de minute era aproape. M-a trimis la lemne, am rezistat decât o săptămână. Ce se făcea la lemne? Se făceau niște cutii de-astea imense de, dacă știți, cutiile alea mari,
de lemn care le cară cu motostivuitorul, să pună cartofi, varză în ele, nu știu, dar erau foarte mari. Deci eu cu mâinile în sus, când era cutia în picioare, eu cu mâinile în sus, atâta era cutia de mare. Și cam așa de lată. Și ce se făcea acolo? Unii făceau o parte din cutie, panoul ăla mergea mai departe, veneau următorii care făceau cealaltă parte a cutiei. La un moment dat, când ajungea la noi, unde era cel mai greu, adică să ansamblăm capacul cutiei, deja cutia era și trebuie să mișca foarte repede treaba acolo. Adică imaginați-vă că mergea, linia era pe jos, data asta nu mai era pe masă, dar linia aia mergea așa. Și tu trebuia în perioada asta să dai gaură, aveam niște bormașini de-astea mari, cam așa de mare era cu tocul spiral, și trebuia să bagi 3-4 găuri de alea și să lași bormașina, du-te repede, ia un cui de la atâta, un șurub, și trebuia să-l bați cu ciocanul, altul venea cu piuliță, îi cădea piulița pe jos, lua altă piuliță, nu intra piulița, altul venea cu bormașină de aia electrică, ca cum bagi la roțile de la mașină, prezoanele. Eram vreo 3-4 și trebuia fiecare să știe unde e, și deja tu când ajungeai cu cutia la capătul liniei, veneau alții și luau cutia și trebuia să o răsucească și să o pună, să vină să o ia cu motostivuitorul, și deja trebuia să fugi în cealaltă parte că venea iar cutia. Pe de o parte mi-a plăcut că era activitate, trecea timpul repede, era mai bine plătit, era muncă fizică. Acolo erau majoritatea englezi, doar cine noi care eram de la agenție, era un polonez, numai și era un român, parcă, nu, eu eram singur român. Și într-o zi, deci, când veneau lăzile, trebuia să iau, stăteam în capătul liniei, trebuia să iau lada și să-i dau drumul. Și atunci îi dădeam drumul cum ar veni să nu ne cadă pe picioare, îi dădeam drumul pe mâini. Nu știu cât avea lada aia, dar oricum, la câteva lăzi de alea te cam rupea, știi? Nu știu, m-a înțepat umărul, nu știu dacă s-a, nu cred că s-a dislocat sau ceva, că m-ar fi durut foarte tare. Dar știu că m-a înțepat umărul atât de tare încât nu mai puteam să muncesc. Și m-am dus la agenție și am spus, nu mai pot să mai muncesc aici, aurâsă englezia de mine, știi? Da. S-a întâmplat pentru că chiar dacă ai masă musculară, chiar dacă ai forță, când te joci la sală te încălzești la început. Te încălzești, crești greutățile și după aia poți să ridici greutăți mari. Și, dar una este la sală că stai 2-3 ore sau o oră că stai și te încălzești înainte și așa, și alta e când te duci la muncă și dimineața la prima oră începi și dai drumul la 40-50 de kg pe tine și faci chestia asta 8 ore. Știi? Probabil că dacă aș fi stat până îmi trecea umărul și reveneam, poate că... Și mai am să aminte de că un loc la vopsea, mă. Am lucrat la tricouri și la vopsea. De aici m-a trimis, domnule, vrei să-ți dau un loc bun de muncă pe fabrică, să nu mai englezi aici. O să fac și un vlog despre cum e să lucrez cu englezi. Mamă, și când am auzit eu așa, zic, mamă, gata, asta e de mine. Că se lucra pe ture de 12 ore și sigur creșteai la bani și era sigur de muncă. Tot așa, 3 luni de zile cu agenția și după aia, domne, dacă te ducem acolo, dacă te duci la interviu ăsta, o să te pierdem și nu știu. Nu, eu vreau să încerc. Și m-au trimis la vopsele, pentru că ce făceau la fabrica aia? Trebuia să pregătești vopseaua pentru aia care imprimau, erau niște role de-astea mari de folie și aduceau rolele, le băgau în mașinărie și ei trebuiau să imprime, au operatorii care erau mai avansați, care lucrau acolo, trebuiau să imprime desenele, cum sunt foliile alea de care învelesc alimentele, pâine și așa mai departe, știi? Cam astea făceau ei. Și eu trebuia să pregătesc vopseaua la oameni. Vreau să spun că pentru prima dată în viață m-am simțit așa de închis, era un spațiu așa de închis, nici o fereastră nicăieri, nici când te duceai la pauză, nici deci ai intrat pe fabrică și mai când ieșeai seara, abia atunci mai vedeai lumina. Întuneric, de fapt. De fapt, era așa. Nici lumină mai vedeai, că era deja întuneric. Și mirosea vopsele, mamă, și a zis, bă, hai că mă învăț, las, asta e, mă duc pentru bani. Interviul a fost maxim. Deci când am vorbit cu omul în engleză, am văzut că vorbesc engleză, că am mașină, că am transport, că asta era marea problemă agenției, că nu putea să trimit oameni acolo, că nu aveau transport, știi, și nu mulți vorbeau engleză. Da, lucrai 3 zile, 12 cu parcozii, da, una nu era. Da. Uite că nu mai țin minte, dar am schimbat foarte multe locuri de muncă. Dar știu că lucrai o săptămână de noapte, o săptămână schimbul 2, o săptămână schimbul 1. Știu sigur chestia asta. Băi, și cât, frate, să te învățai cu tura aia de noapte,
aveai tu două zile libere până intrai în schimbul 1, dar intrai în schimbul 1, trebuia să te trezești la 6. Aveai o zi liberă, zici că dormeai, te odihneai, iar să învăța corpul, iar intrai. Deci nu recomand la nimeni chestia asta. Ori lucrează dimineață, toată viața, hai schimbul 1 cu schimbul 2 mai merge, că te înveți să te trezești în fiecare zi la 6. Că ești liber tot la 6 de trezești, dar ai ziua liberă să faci treburile. Dar să lucrezi de noapte și după aia schimb unul și nu mai m-a spart. Deci a zis, nu mai țin să câți bani îmi dați, eu nu mai vreau acolo să mai lucrez. Și așa că am terminat și cu vopseaua, la spălătorie am zis, la câmp am zis, la găini, la praz. La praz n-ai zis. La praz n-am zis. Știu că la un moment dat am revenit la agenția aia unde lucram la câmp și m-am dus la praz. La praz ce am zis? Eram sigur, mamă, bani, vezi ce bani fac eu aici. Deși nu sunt învățat cu munca câmpului, că nu am muncit, nu știu, nu sunt de la țară. Cei care sunt de la țară, se vede, îi vezi, se mișcă repede și se descurcă și nu se plâng și nu are. Mi-a convenit și mi-a atras atenția că puteai să lucrezi pe echipe, pe pereche. Puteai să vii cu soția să lucrezi. Lucrai și luai, îmi spuneau ei că dacă să faci norma, iei 100 de lire în ziua aia. Poți să ajungi și la tunii, 150. Zic, bă, 120 tot îi fac. Sunt cu soția, pac, mamă, zic, 200 pe zi. 250, poate, a, că face și 300, că nu mișcă. O zi am lucrat, până la 12. Wow. Da, am o amintire frumoasă aici. Nu știu dacă se uită la vlog băiatul ăla cu care am lucrat în ziua aia. Vă dați seama ce zi a fost, dacă mi-aduc aminte, ziua aia. Dimineață, toată mașina, mă uitam mașină, zic, mamă, nu mai, ăștia polonezi, nu mai... N-am cu cine să vorbesc. Era o oră și ceva până acolo. Când, nu știu cum mi-am dat seama, unul era român. Chiar lângă mine, moldovean, chiar lângă mine era. Zic, mama a zis că ești polonez, frate, că-ți semeni cu ei. Ce băi, n-am mai lucrat cu un român de ani de zile. De când sunt aici în... De când lucrez aici de nu știu câte luni, era să ajungă la Moipark, la fabrica de pui unde era Fisu, dar nu putea să plece că nu știa engleză. Mamă, ce s-a bucurat că a dat de un român, că puteam să, alea, să-i traduc. Am vorbit cu el. Numai de Dumnezeu, de Iisus până la câmp. Da. Băi, nene, mi-a explicat el. Soția mea stătea în spate cu una, știi? Era mai mult moartă decât fie cum arăta aia. Una bătrână, dracu, știi, o poloneză de-asta, o rusoaică. Nu vorbea cu tine, te uita urât la tine, stai pe locul meu, știi, dă-te mai încolo de aia. Eu am vorbit cu ăla tot drumul. Am ajuns acolo, mi-a explicat. Deci imaginați-vă așa, că... Dacă ăsta nu e iadul, înseamnă că, dar nu e ăsta, că mai prins eu unul, mai rău. Ăsta a fost printre cele mai proaste experiențele mele din Anglia. Și acum, deci erau, nu știu, 20-30 de rânduri de praz. Prazul, nu vi imaginați voi prazul ăla normal din România, care îl vedeți în supermarket. Praz de ăla cu steroizi, așa era de gros. Băi, frate, deci praz, zici că era copăcel, zici că era porumb, nu praz. Că am zis, bă, ăla e praz, da, bun, ce trebuie să facem? Trebuia să-l jumuli, deci îl apucai cu două mâini, să-l tragi. De multe ori se rupea dacă trageai aiurea, trebuia să știi să tragi. Dacă se rupea, puteai să-l arunci, nu aveai ce să mai faci cu el. Și aveam patru rânduri, eu două, soția două, da? Și lucram pe echipe, deci mă uitam așa toată lumea. Era pe rând. În spatele nostru, Barta, tractorul de ăla imens, de la cu roți mari, că era o fabrică. Deci în spate tractorul avea o dubă imensă care de fapt era o fabrică și un cântar. Deci mergea aia odată cu noi în spatele nostru și trebuia să te miști, frate, că nu rămânea la după tine, știi? Și tu trebuia să duci cu lădița, ți-o cântărea, trebuia să ai fix, aveai 1-2 peste, era ok. N-aveai, trebuia să te întorci, wow. Să mai ai 1-2. Băi, cu toți mușchii mei, cu tot mi-a rupt mâinile, într-o oră, două, nu mai eram în stare de nimic. Nu mai putea să mai trag, mă, că la un moment dat soția nu putea să... Ea nu putea să mai jumule. Ea decât stătea să îi strângă și mai o chestie, că trebuia să-i tai. Cum era prazul ăla, îl luai și trebuia să-l tai cu cuțitul, pac, pac, și dacă tăiai prea scurt, iar îl aruncai. Da. Dacă intrai, tăiai moțul ăla, trebuia să tai mustățile alea. Da. Dacă tăiai prea mult, iar îl aruncai. Da. După aia întorcești și tăiai frunzele. Oricum ar fi, trebuia să nu fie, să fie mărimea perfectă, știi? E, și alea exact cât lădiță erau. Așa să dai seama că era mărimea. În fine, trebuia să faci o lădiță de-aia și să o duce pe de la tractor să o cântărească, o băga în fabrică acolo și o împacheta direct. Ceva de genul ăsta se întâmpla înăuntru. Păi, singurul meu ajutor a fost acolo, au fost niște țigani din
nu mai știu de ce zonă erau, dar nu m-am simțit niciodată așa de fericit să văd români care lucrează cu mine. Știu că au venit mai târziu, n-a fost cu noi, în Dubai aveau mașina lor, aveau un Opel Astra, un Zafira, și a fost vreo 67. Și mă vedeau că sunt, că nu sunt de la țară și că mă mișcam, eram vai de capul meu. Da, da, și de câte ori mergeam la tractor, îmi lipsea unul sau doi și m-am dat de la ei câte un de la, să fac și eu ăla, știi? Mamă, am făcut atunci 40 de lire, eu știu, în ziua aia. Mamă, m-a rugat la Dumnezeu, zic, Doamne, dă-mi drum, dacă nu se întâmplă ceva, eu oricum plec. Zic, la 12 oricum plec. Și s-a terminat la 12, s-a terminat producția. La un moment dat, până și polonezii aia mă ajutau. Adică, din rândurile mele, mai veneau ei, mai intrau să mai mi-a din ei, că, ca să pot să țin pasul. Păi, nu să pot să țin pasul cu, da, cu tractorul, știi? Și cu... A mai fost o chestie care s-a întâmplat atunci. A venit băiatul la moldoveanul care am stat cu el de vorbă, fuga la mine cu telefonul, ia și vorbește la telefon. Direct așa, ia și mi-a băgat telefonul. Băi, cu cine vreau să vorbesc? Băi, că știi, cu Staffline, cu Ambitionul, ca să mă duc la Fimiu acolo. A, bun, și i-am tradus. S-a dus omul și la interviu și știu cum am întâlnit cu el în oraș și mi-a mulțumit și știu că s-a dus să lucra la pește, la pui. Deci, eu cred că Dumnezeu așa lucrează prin oameni și cumva, pentru că eu am fost acolo și el mi-a dat telefonul, așa a putut omul să scape din nenorocirea care era acolo, să ajungă să lucreze cu fisul la fabrică. Pentru că de fiecare dată când suna telefonul, nu știa să vorbească, nu putea să-l programeze. Și a zis că arăta de multe ori telefonul ăla și niciodată nu l-a ajutat nimeni, nu dea nimeni. Băieții aia, țiganii care spuneam, care m-au ajutat pe mine atunci, ei nu veneau mereu și veneau cu altă mașină și nu îi știa, nu să băga omul în seamă, știi, să ducă, să îi vorbește cu el. Dar eu dacă m-am prietenit cu el pe mașină, aia a fost. Deci la ora 12 s-a terminat, toți își făcuseră 70-80 de lire de căciulă, cel puțin, știi, dacă nu 100, că se vedea că mergeau înainte, erau la ei, deci ei puneau 2-3 rădițe cât făceam eu una. Și îți dai seama. Da, și eu am făcut 40 de lire cu nevastă-mea cu tot. Mi-am băgat ce am... Și hai să trecem peste experiența aia proastă cu prazul. Am zis, nu? Că mergea varza pe o bandă și trebuia să-ți faci foilele. Am zis, da. Să tăiem și varza. La fure am zis, la cartofi am zis. Hai să vă zic și la pui, că am ajuns și la fabrica aia de pui. Care ăla a fost... Aia a fost cea mai urâtă experiență din viața mea de muncă. Deci niciodată n-am trecut prin ceva... Nici în Japonia, nicăieri, n-am întâlnit așa ceva. Deci fabrica de... Nu vreau să fac acum o antireclamă sau ceva de genul ăsta, dar... Cum să vă explic eu? Tot așa, o fabrică de asta închisă, nu există ferestre, nu, să nu cumva să te uiți afară, să știi când e zi, când e noapte, să-ți atragă atenția ceva. Treci prin 7000 de procese de igienizare, trebuie să te speli pe mâini, trebuie să-ți pui plasă în cap, să-ți pui plasă la barbă, doape în urechi, acolo cizme, halat alb, alte mânuși peste mânuși, mânuși de cârpă, după aia mânuși de plastic, să rupe mânuși, ai altă mânușe, te muți la alt departament, îți iei alte mânuși, alte cizme, alte halate, să nu încurci halatele între ele. Cam asta era și la pește, dar la pește era căldură cât de... Bă, nene, aici și frig, mergeau liniile alea, cum să vă explic eu, atât de proști sunt unii că... Disperați de bani să facă producție, dădeau liniile la maxim, ca să se întâmpla și la cartofi, dacă ții minte. Da. Dădeau la maxim și automat le mergeau 2-3 ore și bubuiau, săreau în sus arcurile alea, știi? Le dădea peste cap. Și stăteai și o oră, două, și măturai pe acolo și căutai un cartof în spate, mai, știu, te orientai. Da. Până repara aia, iar băga blană, iar dădea, iar să rupea. Bă, într-una. Ori să prindea folia, ori să... Și mașinii erau proști. Da. Majoritatea polonezi. Da, ce mi-e polonez și mi-e român, la fel de proști sunt și români. Și asta cu fabrica de pui a fost două ture de 12 ore. Atât am rezistat. S-a supărat aia pe mine la agenție, la Ambition. Am fost data aia atunci. Că asta era cea mai mare fabrică din Lincoln. După care urma aia de cartofi și ce mai era, pește și așa mai departe. Dar pe lângă frig, viteză. Și ți se vorbea și repede și răstit. Fiind și gălăgie mare acolo, aveai impresia că țipă la tine. Trebuia să ceri voie la baie, n-ai voie cu gumă, n-ai voie cu telefon, n-ai voie cu nimic. Pușcărie!
Știu că m-am certat cu una la un moment dat, că i-am zis că vreau să mă duc la baie. Eu nu cer voie la baie, nu ai cum să cer voie la baie, nu există așa ceva. Cine cere voie la baie e prost, îmi pare rău. Trebuie să spui, mă duc la baie. Dacă spui, îmi dați voie la baie, zice, mai stai, că mai ține-te. Și eu i-am zis lui aia, vezi că mă duc la baie. Era poloneză, acum, toilet. One second, dai că pun pe cineva să nu te înlocuiască și one second. Ce second, am stat 2-3 minute, 5 minute pe frigul ăla, te piși pe tine, nu poți să ții. Da. Mă dau de la linie, hello, toilet, me. Da, stai acolo, că n-am uitat. Îți aduc, vine altul și te bag pe tine. Până la urmă, a băgat pe cineva, deci m-a ținut vreo sfert de oră. Și drumul ăla, cum v-am zis, 7000 de așa, du-te, rupeți șortul ăla de aia, de ăla de la barbă, dă-ți aia după cap, dă-ți toate alea jos. Până ajungeai la baie, era cam ceva de genul jumătate stație de autobuz. Da, era. Când toate alea spală cizmele, de nu mai explic. Asta și eu la baie, liniștit, m-am încălzit, cu tare, cred că am stat vreo 10 minute. Iar traseul ăla, cred că 20 de minute, sigur am întârziat. Mm-hmm. Cum te cheamă cu tare? Și zic, i-am spus cum mă cheamă, direct. Logic, da. Care e problema? Păi că ai stat cam mult. Dar tu cine ești? Cum te cheamă pe tine? M-am luat și eu cu ea în gură, știi? Ce n-am voie să stau la baie și nu știu, m-a scris pe o hârtie acolo, cum așa s-a întâmplat. Dar acolo era și mulți, m-am întâlnit cu mulți din oraș care se comportau foarte urât. Deci oameni, nu știu, veniți după la pușcărie, veniți de unde, fi venit oamenii ăștia de... Da. Aveam impresia că dacă el, managerul acolo, trebuie să tragă pe tine, că ei, care-i treaba? Ăia mari sunt englezii. Păi nu interesează ce fac străinii. Ei zic, bă, dă-i dracu să facă ce-or face ei. Și scade un idiot ăsta care n-a avut în viața lui oameni în conducere și nu știe cum e să conduci oameni. Și el auzind la ureche, dacă faci producția asta un palet în plus, e niște bani în plus, e bonus iar. Și ăla trage pe tine și mai și țipă la tine, de parcă tu ești obligat să-i faci lui bonusul mare, să nu zic altceva, știi? Păi stai un pic, tu trebuie să mă convingi, băi, idiotule, pe mine că eu trebuie să-ți fac ție munca repede și multă muncă ca să poți tu să iei banii ăștia, băi, idiotule care ești. Și nu vreau să mai intru în detalii, în povești, că am impresia că am mai făcut în trecut un vlog pe chestia asta și s-au înjurat oamenii acolo în comentarii și nu vreau. Dar a fost cea mai proastă experiență. Lumea îți vorbea urât, trebuia să-și cer voie la baie, dura mult, deci numai pauza, că vei trei pauze, dar din alea trei pauze nu înțelegeai nimic. Doar 5 minute și mâncai pe fugă, n-aveai loc la mese, că erau mulți oameni în fabrică mare. M-a stat toată 5 minute în picioare ca să îmi dau seama că la masă stăteau români și până la urmă am zis în engleză, pot să stau și eu cu voi la masă? Și că da, a, ești român. Am vrut să zic, fu-te în gură, am vrut să zic. Bine că m-a lăsat să stau în picioare, știi? 5 minute. După aia, după 2 minute, du-te repede, cu viteză, nu mai găseai șorțul. Da. Alt șorț, cizme, spală cizmele, puneți. Deci eu vă zic că dacă veniți în fabrică, la locuri de-astea sigure de muncă, da, veniți, dar nu o să stați prea mult, strângeți niște bani. Cine e băiat deștept și își face niște cursuri, știu eu, frizer, mecanic, ceva, are altă viață aici. Că dacă meseria se plătește în Anglia, ca să știți. Am terminat și cu puiul, hai să vă zic când am lucrat ca gunoier. auzite de la alții, din România știind, domne, meseria de gunoier sau în Italia, parcă a zis cineva la un moment dat, nu știu unde mi-a venit ideea asta în cap. Mi-a zis mie cineva, domne, că meseria de gunoier că e bine plătită, că iei 20 de lire pe zi, că iei nu știu ce faci, că din tată în fiu. Zic, mamă, gunoier, mă, aia nu mai făceam, zic, cum o fi? Zic, hai să văd. Era tot așa prin agenție. Surpriza mare a fost că aceiași bani ți-i dădea. Deci minim pe economie. Și eu am zis, dacă nu îmi dă mai mulți bani, nu mai mă duc. Bine, du-te măcar două zile, ca să, că n-am cum să bag pe altul, că dacă nu te duci, iese nasol și bine, domnule, mă duc. Asta ca să nu stric cu agenția. Deci nu miroseau mașinile la de urcă, miroseau oamenii. Deci stau 10 ore în WC-ul, n-am nicio problemă. WC-ul, adică să stau să nu trag apa. Bă, urât mirosea omul ăla. Nici acum n-am uitat mirosul lui. Mamă, lasă-mă. Te rog să mă crezi. Dar munca nu era grea în sine, că și trebuia să faci. Deci ai văzut cum merg mașinile de gunoi? Era gunoiul acolo în față, știi? În fața casei. Luai, îl puneai lângă mașinăria, apăsai pe un buton, venea mașinăria, lua și răsturna. Deci nu băgai mâna în gunoi, nu te murdăreai, dar mirosea
Da. Ți-a zis, în spate mirosea puțin mașina aia de la gunoi. Dacă te duceai în față în cabină și mă puneam, era șoferul aici și mă puneam, mai s-a urcat și al doilea, mamă, două zile am fost acolo, v-am zis, asigurați-vă că vă plătește atât de mult cât credeți voi. Eu am vrut să o iau ca pe experiență, am vrut să văd, băi, știi cum e vorba aia, și gunoier dacă mă duc, să mai să plec de România și să fac bani și să, asta am făcut și eu. Am lucrat oriunde și am făcut orice, dar muncă să fie, nu ilegalități, nu am furat, nu am făcut chestii de-astea, nu mi-este rușine. După faza extraordinară de la gunoi, la pui am zis că am fost, la pește, la lemne am zis că am lucrat la lemne, da. Nu? Da. Și la pește. La redroc am lucrat, la pește v-am povestit tot așa, am lucrat. Dar știu că m-am întors din România, acolo am lucrat tot așa vreo 6 luni, a doua oară la pește, și am lucrat mai de 2 ori la pește, de 2 ori la spălătorie și la cartofi doar o dată. Și la pește, că v-am spus că mă plictiseam să stau la linie, nu era, acolo trebuia să-mi dea contract, dar am refuzat eu. Stăteai la linie și tot așa, minim pe economie, dar era o oră, pierdeai o oră dus, o oră întors. Dacă lucrai la schimb, unul trebuia să treci pe la 4 jumate, veneai, chiar dacă veneai la 2 acasă, dar erai rupt de oboseală, te culcai, te mai trezeai noaptea, iar deci te dădea peste cap schimbul 1. Pe când schimbul 2, intrai la 12, trebuia să fiu la agenție, tot așa eram supervisor eu, oamenii începeau să vină pe la 12 jumate, până la 1 plecam spre fabrică, la 2 ajungeam la fabrică, plecam de la fabrică la 11, ajungeam la 12 acasă, nu, la 10 și ajungeam la 11 acasă, că duceam pe fiecare acasă unde trebuia să-l duc. Și pierdeai tot, deci mă trezeam la 9-10, într-o oră plecam, două ore plecam la muncă. Atunci știu că mai filmam niște vloguri înainte să plec la muncă și cam mai era. Dar mi-a convenit că m-am dus în spate, deci în spate venea peștele congelat și noi trebuia, tot așa, trecea printr-o mașină și noi trebuia să-l aranjăm pe o linie, linia aia trecea printr-un cuptor, îl decongela, după care veneau alte mașinării care puneau condimentele, cădea în făină, pe zmet, după aia intra prin, nu știu ce, cum să spun la asta, era ai văzut cum sunt astea de pește semi-preparat, știi? Cașnițelu, așa. Cașnițelu. Deci trecea prin niște procese de astea. Știu, trebuia să pui sacul de făină, puneai... Da, tu-l pregăteai, mă ordine. Și a fost marfă, pentru că îl ajutam pe un englez, pe un operator. Da, bulangiu, când a văzut că mă mici repede, mă lăsa numai pe mine, știi? Tai aici că ți-ai contract. Eu știam că mă prostește, că accepta să mă prostească pentru că mă mișcam repede, știi? Și bă, puneam acum un sac, după aia ce făceam? Mă duceam, făceam aluatul ăla, știam cât apă să pun, cât puneai cu pâlnia, cu o de-asta, cu o lopățică, știi? Măsurai când tăreai, aveam un cronometru de ăla, măsuram câte secunde, trebuia să curgă apa, puneai... Bine, mișca repede, mai mă duceam la cuptor că... Deci, după ce îl decongela și trecea prin toate procesele, intra în cuptor și îl prăjea. Și după ce ieșea de la noi din cameră, se ducea iar într-un congelator și iar congela și era oia care îl punea un... Pachetă, da. Și când ieșea din cuptor, pac, mă duceam la două, trei biluțe de alea de pește, de ce era, le puneam separat, știi, să știu care sunt ale mele, le duceam la seamă un pic să răcească și mâncam. Că toată luam, erau unele cu brânză și luam bulgări de aia de brânză și le deam drumul pe linie. Și trecea prin toate procesele alea și când ajungea la capăt de tot, făcea mică brânză aia, știi, că se topea. Se topea, da. Dar erau niște biluțe de alea de brânză, frate, și cât de bune erau alea. Mâncam până ți s-a plecat. Așa. Și la un moment dat, că englezul ăsta a început să-și ia figuri prea multe, la modul că dacă se întâmpla ceva, că mai se întâmpla să... Trebuia să și pui pește pe linie, să fuși și la sacul ăla, să fuși și la luatul ăla. Și la un moment dat, bineînțeles că uitai apa pornită și curgea pe jos și trebuia să oprești linia, să faci de nou aluatul, că am pus prea mult apă. Da. Erau niște chestii, știi? Și el venea, că stătea mai pe față, pe la gagici pe acolo, pe la țigări, pe la astea, și venea și mai să și lua de mine, că, domne, că ai uitat iar apa și pe aia de el seama, asta e că nu e vina ta, că e vina mea, că trebuia să stau să mă uit după tine și la un moment dat învățat să fac și foi. Fă-tu-s gâtul, mă, de băi, fac toată munca mea și el lua mai mulți bani ca mine. Și pe aia am întrebat, zic, băi, nene, am luat un manager de la și zic, cum stă treaba aici, că
nu că mă deranjează că muncesc mai mult decât ăsta, dar zic, este vreo șansă să iau locul lui, să lucrez și eu ca el ca operator, să iau și eu banii, să iau contract? Și oamenii mi-au zis da. Și când am aflat eu că după taxe ajungeam să iau mai puțin decât luam cu agenția, și plus că nu mai veneai la ora aia, veneai cu o oră mai devreme, și nu mai puteam să mai iau mini mașină, nu mai scoteam benzina. Și atunci a zis, băi, eu pierd și benzina, că mă costa vreo 10-12 lire, chiar 15, undeva așa mă costa, nu, 10 lire pe zi mă costa pe mine benzina, atât consuma mașina mea. Și luam 2-3 oameni, mai rămâneam cu 50 lire, 15 lire, rămâneam și chiar și cu 20, știi? Dar așa venind singur, nu mai scoteai nici benzina, veneam și cu o oră mai devreme și plecam la aceeași oră. Și salariul, după taxe, mai puțin. Și atunci am zis, la revedere, frate, n-am. Nu, ți-ai contract, refuz contract? Da, refuz contract. Și am plecat de acolo, am zis că nu mai lucrez niciodată în fabrică, dar că de aici am plecat iar în spălătorie. Dar înainte să vă povestesc cu spălătoria, unde am fost manager, să vă mai zic și unele dintre locurile pe care am uitat să vă zic. Am lucrat la flori. V-am spus că am lucrat la flori, dar am mai lucrat încă o dată. Venise al doilea an, venise sezonul iar și am lucrat data asta cu Red Rock-ul. Aici a fost mai nasol. Ai văzut, ne-a încertat cu ăla. Da, în fabrică. Da, m-a încertat cu unul. La un moment dat ne băgase să facem niște cutii. Trebuia să facem decât cutii. Dar când era de muncă, când era de muncă, stai ca prostul, știi? Și iar nu era organizat, iar n-aveai... Deci m-am convins, ai zis, fabrici nu mai vreau să mai lucrez. La rapiță, pe câmp. Te plictiseai pe câmpul ăla, frate. Da. Trebuia să culegi floricele de alea galbene, să pui în pungi. Folie, da, da, folie. Să pui folie pe ele. Tot așa, aceeași chestie. Nu ieșeai la ore și nu... Trebuie să vă dați seama, când se vorbește de câmp, trebuie să vă dați seama că ori trebuie să fie muncă de aia foarte grea, în care trebuie să te miști repede, dacă nu ești de la țară, n-ai ce să cauți acolo, că nu faci față. Și ca să mai zic așa, am mai lucrat tot într-o fabrică la tricouri, în care ce se întâmpla acolo? Tot prin agenție. Atunci mă duceam cu bicicleta la început, era aproape, era în oraș, tot cam aceeași distanță cum ar fi fost aia de cartofi. Asta îmi convenea, că era aproape, dar lumea proastă. Era o englezoică grețoasă, încă o poloneză, doamne, zici că fetița aia zici că era copilul dracului, deci, băi, mai când te uitai la ea, nu vedeai un pic de bunătate în fetița, nu vedeai un pic de căldură, nu, băi, era... Energie negativă. Drac, direct, energie negativă. Nu prea aveam de-a face cu ea, că era cu un englez combinat ea acolo, știi, dar când aveai de interacționat, numai când treceai să zici ceva, știi, am nevoie de tricoul ăla, să dai, să uita urât la tine, băi, deci nu avea nicio treabă și ea să uita urât. Striga toată, da, am simțit de acolo, da, zi, da. Și plus cu asta, cu englezoaica aia grețoasă, care dacă nu aveai ce să faci, trebuia să te, mie nu-mi place chestia asta, trebuia să te orientezi, trebuia să faci în așa fel, da, să faci, muta mai de colo-colo. Și tot așa, vorbea de sus și la un moment dat, ce s-a întâmplat? A fost unul care era urmărit de poliție, avea dosar penal sau ceva de genul ăsta și a venit poliția și l-a căutat, știi? Că ăla nu l-a dus toate actele la agenție și noi n-au știut că e omul cu cazier, că nu te duceai tu cu cazier, aveai Nino, aveai cine știe cum a intrat. Și atunci au zis, dar nu mai lucrăm cu agenția. Și am pierdut locul ăla, dar nu-mi pare atât de rău că am pierdut locul ăla, că era cam, atmosfera era cam nasoală. Și ultimul loc care am mai lucrat în fabrică și am zis gata până aici cu fabricile, că după aia m-am dus în spălătorie, la depozitul unde ai lucrat și tu cu mine. Tot așa departe. Ala de frig? Da. Ala cu frigul care acolo era marfă faza că intrai, băgai muncă, terminai repede. Cum terminai raionul ăla sau cum îi spune, trebuia să iei ce să faci, trebuia să iei după paleți care erau deja puși de motostivuitoare acolo, trebuia să iei astea, pachetele de carne congelat, pui congelat. Era un frigider de fapt ăla, da, și îngheța carne acolo. Da, era toată camera era o clădire întreagă, un frigider întreg. Ai îmbrăcat bine, munceai, te încălzeai, nu era chiar așa. Unii care nu suportă frigul nu ar fi, era mai frica la Moi Park. Da, era acolo, era mult mai frică. Era depozit ăsta și luai aia după palet și puneai pe rafturi. Și după aia luai palante și le puneai... Și în altă zi sau în alt raion sau mă rog, alea care le puneai, trebuia date puse pe palet. Da. Era o muncă simplă, dar veneai, băgai repede, cât băgai, o oră, două, o oră, cam jumătate. Cam așa, și după aia... Stăteai la pauză, da, cât o sfert de oră, 20 de minute, mai mult. Era și... lejer, da.
Odată am băgat în tir, tu n-ai fost cu mine atunci? Ba da, am fost și eu când ai băgat în tir și după am făcut cutii. Tot, când aruncam, da. Am fost și eu când am băgat în tir. Și ăla cu depozitul a fost, am zis, bă frate, nu știu, dar vreau să văd lumina zilei. Vreau să lucrez undeva afară, vreau să comunic. M-am săturat de străini, de polonezi. Englezii sunt mai bolangii, că sunt mai departe, numai manageri și... Am avut și un prieten doi, nu? Englezi, da, au fost ca lumea, ei n-au fost rasiști. Da, ei n-au fost rasiști și chiar a fost ok. Mai și glumeam, ai văzut, ce, când am încercat să-l băgăm pe Ryan în coșul de gunoi, ce frumos a fost. Da, a fost foarte frumos. Și mai venea, futea câte una după ceafă, de sărea șapca din cap și pe aia prindeam și eu pe el. Aproape nostru. Numai că nu ne scuipam și ne băteam, dar da. Bun, bun, asta a fost pentru mine un exemplu că bun că nu toți englezii sunt rasiști, nu poți să gândești așa, știi? Rar, rar. Pentru că îți dai seama, în fabricile astea nu poate să vină oameni cu studii superioare și tot ăștia. Vai, da. Și ai văzut ăla făcuse pușcărie. Da. Avea 6 copii. Da, da. Da, și am zis, băi, gata, asta a fost cu fabricile. Zic, mai încerc spălătoria asta și dacă nici spălătoria asta nu merge, zic, bă, cam trebuie să termin cu Anglia pentru că nu pot să nu găsesc ceva. Mi-am făcut card de CSCS. De șantier, dar n-am mai ajuns. Îmi plănuisem să mă duc în Londra să muncesc pe șantier, dar m-am răzgândit că mutarea implica prea multe. Trebuia să dau vreo 2000 de lire atunci să închiriez o casă, trebuia să plec acasă în România și s-au întâmplat multe și până la urmă am renunțat. Am și acum cardul, mi se pare că mai e valabil vreo 2 ani sau un an și ceva. 5 ani mi se pare că e valabil. M-am întors la spălătorii. La aceeași spălătorie la care am lucrat, eu genul care nu mă mai duc în viața mea, nu mai calc, nu mai... Dar nu mai erau așa mulți, se stricase treaba, nu mai erau 6, 7, 8. Același manager cu care mă certasem atunci când am plecat, am mai ținut legătura. Când lucram la fabrica de cartofi și mai prindeam, ne mai dea cartofi acasă gratuit, mai le duceam la spălătorie, mai m-a ajutat și el, mi-a făcut mașina cu poliș, adică ne mai ajutam, știi, chiar dacă ne certasem. Și aici ne-am despărțit, ne-am certat, el s-a dus la a rămas la o altă spălătorie și eu am venit la spălătoria care am lucrat prima dată când am venit în Anglia, dar de data asta cu acte, totul în regulă, totul legal și eu manager, adică aveam și de muncă, l-am adus pe Vasile cu mine iar, da. Tu plecase atunci în Londra, nu? Da, eram în Londra atunci. Fost în Boston, după aia în Londra și apoi l-am chemat, vino că uite, sunt eu manager, facem treabă, nu mai putem. Și hai să vă spun care e treaba cu spălătorile, ca să înțelegeți. Că v-am zis pentru început că vii, ok, ar fi bine să fii când e cald. Ca manager, că poate mulți se gândesc, mamă, vorbesc engleză, mă duc acolo, mă fac manager, să vezi ce bine. Asta este cel mai nașpa lucru, să spui unui om, bă, trebuie să te duci acasă. Să stea numai românii, că erau și polonezi. Erau, da. Da, bulgari. Bulgari, nu polonezi. Bulgari, ce-am pățit, da. Mamă. Dacă să te în față și, doamne, că e ușor în față, la uscat, că la un moment dat eram singur. Deci am avut într-o zi 80 de mașini, noi am fost 4 inși la muncă, 80 de mașini. Deci era coada de unde intrau mașinile până unde ieșeau coada de mașini. Și nu se mai opreau. Și nu aveai voie să la tipsul, eu mai dădeam din bani, mai trimiteam pe cât un bulgar, te mai ai niște energizante, mai ai cola, mai ai ceva, și de-astea de la Lidl, ce luam, știi? Prăjituri și de-astea, da. Tot ca să mai muncească lumea, da, că contează acolo să bei ceva, da, să logic. Un energizant. Și aveam în cap că eu cine știe câți bani iau și cine știe ce bani fac, că nu ne lăsa ăsta, patronul, să luăm tipsul ăla, care era al nostru, de fapt. Dar nu ne lăsa el să ne pedepsească, ce știu. Și veneau ploile, frate, și trebuia să trimis, păi am atâtea zile, păi eu n-am atâtea și te certai. Bă, că tu ești pagă, sigur știu că e, dar tu nu spui. Și păi vină cu asta cu mine în față, frate, vină să vezi ce șpagă fac eu aici, vină cu aceea să vezi. Și după aia când vedea câtă muncă e în față, că la un moment dat ori rămâneam singur, ori mai venea încă unul să mă ajute, ori mai mult venea Vasile, că iei 3-4 în spate la spălat și unul singur să speli toate mașinile alea, că venea de două benzi, venea una. E chiar așa simplu. Și ca să nu mai mă cert cu lumea, ca să nu mai am discuții, ca să nu așa zic, bă, eu o să rămâi tu, Vasile, aici, manager, și eu plec oriunde, ori pe șantier, că mai aia mă gândeam eu să găsesc. Și cum venea cât un, la, în față, că în față unde iei banii și unde îi ștergi mașina, vorbești cu omul acolo câteva minute,
până ștergi ușile. Mai e cât un englez care mai se riscă să stea de vorbă cu noi, știi? Și unul s-a riscat într-o zi și lucra tot în ceva de genul, domnul ăsta, dar cu rulote. Că o să vă povestesc eu într-un un vlog, în următorul vlog poate o să vă vorbesc despre cum e să lucrez cu englezi. Și că acolo am lucrat numai cu englezi, program fix, pauze ok, afară. Deci când mi-am dorit, eu am zis, bă, nu vreau să mai lucrez în fabrică, vreau să văd lumina zilei, dacă e frumos afară, să fie frumos afară, dacă plouă, e oricum acoperit. Că și la spălătorie, da, era... logic, da, nu, doar că nu mai ștergeam mașinile, da, dar mașinile tot veneau și pe ploaie. Da, vine. Doar că la spălăturile astea bombă de mașini, asta este singura chestie de care vă puteți feri, să zic așa, să fugiți de ele, că nu o să aveți tot timpul de muncă, nu o să fie tot timpul. Și o să, când lucrez numai cu români într-o spălătorie, nu știu acum cum o fi în alte spălături, bă frate, dar se înjură în ultimul hal. Și nu se mai ține cont, pentru că fiind de englezi clienții, nu se gândește nimeni, bă, că înțelege la ce spui. Eu așa înjurături n-am auzit niciodată în viața mea, cum se aude, cum se înjură la spălătorii în Anglia. Urât, adică intră clienții, iar ați venit, știi? Când nu vin clienți, ia uite, bă, nu vine niciunul, nu fac bani, știi? Da. Și cam asta e. Unii își merită soarta, îi merită să stea acolo toată viața, știi? Dar pentru o persoană care nu-i place să lucreze în fabrică, că nu se poate adapta în mediul ăla închis acolo și munca aia fizică foarte grea la linie și la spălătorie, e greu, când e busy, știi? Dar să speli o mașină, pentru că mie mi-a plăcut, nu știu dacă ție ți-a plăcut sau nu, dar mie mi-a plăcut la spălătorie. Da, a fost ceva frumos. Mai dar trebuie să ai un patron, un patron bun care să... Și ca să, hai să spunem ca bonus pe aia când am plecat în Wincanton. Aaa, o lăsăm în alt vlog. O lăsăm pe vlogul următor. Când am vrut să plec la... Să fie o surpriză minunată. Da. Bun, că mamă, 56 de minute. Să vedem cât ai să mai tai din el. Sper că v-a plăcut. Deci, eu acum v-am povestit. Nu mi-am aduc aminte exact ordinea, nu mi-am aduc aminte toate detaliile, dar tot ce v-am povestit este adevărat. Eu am lucrat în toate locurile astea de muncă, poate am mai ratat vreunul, să vă zic. Am încercat să descoper, să-mi dau seama un loc de muncă unde să fie cât de cât acceptabil, să nu fie nici prea multă muncă fizică, cum e românul, sunt mai mulți bani, mai puțină muncă, da. Sau ceva care cât de cât să-mi placă, măcar bă, vii la muncă, fii munca grea, dar măcar să ai cu cine să vorbești, să râzi, da. Știi? De asta am lucrat în spălătorie. Nu o să vă spun unde lucrez acum, că o să vă spun când nu o să mai lucrez aici. Probabil când o să mă întorc în România, o să vă zic, băi, uite, acolo am lucrat, dar nu v-am zis ca să nu mă trezesc cu pietre în geam și cu... Da, mă, se trezește un idiot și vine la muncă la tine și spune, bă, ăsta a făcut pușcărie. Și apucă-te și dă telefoane sau te acasă sau la abasadă să iei cazier sau de-alea. Da, da, mă, să așa poate. Este, da, este. Păi da. Nu știi, când am venit acum din România și m-a întrebat un ofițer de acolo, de la emigrări, mi-a arătat un cazier la un român. Ah, da, știi? Da, știu că eram și am văzut și mă întrebe și eu am zis, ăsta e cazier, are cazier, nu zic, nu are cazier, scrie că nu are, mie e scris în cazier. Dar vezi, asta e, uneori românii îți fac nasoale, știi, îți fac... Bagă bețe în roate. Da. Bine, data viitoare o să vorbim despre rulote, pentru că am lucrat numai cu englezi acolo și probabil că mulți o să vă dați în bășin pe aici pe YouTube. Că n-ai experiență, domne, n-ai meserie, că nu știi engleză, că nu știi să faci nimic și de-aia nu... te-ai mutat de colo-colo, știi textul. Da. Și atunci o să spun că acolo a fost un loc de muncă unde, cu contract și unde am lucrat numai cu englezi și o să vă explic experiența mea, cum e să lucrez cu englezi în Anglia. Și am fost și singurul român de acolo. Mm-hmm. Și am vorbit și engleză, că vorbesc engleză, altfel nu aveam cum să mă angajez în atâtea locuri dacă nu vorbeam. Pentru cei care spun că nu știu engleză. Nu știu engleză, nu aveam cum să mă duc la interviurile astea și să mă angajez. O să vă explic, o să vă spun experiența mea și de acolo. Astea au fost experiențele mele din Anglia de la muncă. Pentru cei care vor să vină, și eu știu, un depozit pe câmp, spălătorii, fabrici... Să te contacteze, că... Nu, să mă, nu mă contacteze, că nu... Am făcut vlogul ăsta ca să... Ca să spun tot, să nu mă întrebe, știi? Asta a fost experiența, asta a fost a mea experiența.
Dacă voi aveți altă experiență mai bună, frumoasă, cu flori, cu cățeluși, cu covrigi în coadă care sar și cu, știi? Faceți și voi, puneți un telefon în față, vă filmați, n-ai și bine, mai tai, mai aia, filmezi din nou, puneți să vadă lumea, dacă, decât să-mi dați comentarii de alea de căcat, în care să spuneți voi că nu știu eu nimic, că doar 3 ani de Anglia, că n-ai venit în Londra, ai fost tu în Londra, ai venit înapoi în Lincoln, deci e clar că nu e chiar așa. Cu engleză, cu mașină, cu ce vreți voi, am încercat tot aici, tot ce e în orașul ăsta, aproape toate locurile de muncă le-am încercat. Și nu s-a putut, nu a mers, nu este de stat. Nu ai să ai tu afacerea ta sau să ai un loc de muncă unde să fie români sau oameni și englezi, dar să fie oameni, frate, nu ăștia rasiști sau după la pușcărie și oameni de ăștia, știi, și să tragă pe tine și să-și bată joc de tine. Dacă găsești un mediu cât de cât, banii sunt ok, ți se asigură orele, eu zic că merită. Față de Anglia, Spania, Italia, față de Italia, Spania, unde am citit comentarii și lumea se plânge că nu sunt bani, că salariile sunt mici în comparație cu Anglia, aici se găsește și repede de muncă, pentru că sunt aceste agenții. Dar puteți să verificați și celelalte vloguri, că am vorbit despre agenții, cum își bat și în joc unele agenții de oameni, știi? Că interesul lor este să aibă oameni la număr și iar m-au lungit. Și cred că avem o oră de când vorbesc. Ok. Până data viitoare, vă pup la inimioară și... nu. Până data viitoare, ceau. Vă pup la viitoare. Încă o dată. Până data viitoare... Vă pup la inimioară... Nu știu. Ne vedem data viitoare. Vă pup la inimioară. Ceau.